Fraților, să rămână, cinstiți părinți, vă îmbrățișez. Eu n-am citit sinodiconul ortodoxiei niciodată și sunt preot de 21 de ani. Anul ăsta se fac 21 de ani. Am auzit despre sinodicon, însă nimeni, la școală, nici la seminar, nici la facultate, nu ne-a explicat importanța citirii sinodiconului. Spre rușinea mea, nici eu n-am făcut eforturi în direcția lămuririi, în direcția căutării de informații și așa mai departe. Nu am făcut. Însă tot timpul când a fost vorba despre Duminica Ortodoxiei, undeva acolo în subsidiar, undeva într-un plan secund, ideea sinodiconului era prezentă și cumva anticipam, zicându-mi că eu cred că va veni un moment în care o să încep să fac lucrul acesta. Și iată că a venit. Acum, ajutat și de alți părinți, ajutat de ce am mai găsit pe internet, de ce am mai citit, de ce am mai văzut, de ce am mai ascultat pe șoselele pe care mă plimb cu furgoneta, am putut să, nu să pun la punct, să-mi definitivez, să mă hotărăsc asupra unui format al acestui sinodicon, care este, în fapt, citirea unei liste de erezii, de greșeli în care s-a căzut pe parcursul acestor 2000 de ani de istorie a Ortodoxiei și o listă de binecuvântări la adresa și pentru și în numele celor care au mărturisit Ortodoxia. Ele se pot citi pur și simplu, așa, sau se pot include într-o slujbă. Eu m-am hotărât pentru adăugarea acestui mic ritual, pentru adăugarea acestei mici slujbe la momentul ieșirii la rugăciunea amvonului. Exact cum se face, de pildă, în cazul sfințirii aghiazmei mari. Adică, o să ies la rugăciunea amvonului, citesc rugăciunea amvonului, citesc rugăciunile pentru binecuvântarea prinoaselor, dacă este cazul, și apoi, fără o altă binecuvântare, bineînțeles, încep rânduiala sinodiconului, așa cum o aveți într-una din cele două fișiere pe care le atașez aici. Cu apostol, cu evanghelie, cu o pregătire foarte importantă, cu o pregătire preliminară a credincioșilor. Eu le-am vorbit credincioșilor despre asta, mai am două duminici în care pot să mai fac asta, deci am făcut-o duminica trecută, mai vorbesc despre asta și în duminicile viitoare. Mă ajută și ai mei care știu să răspundă anatema, cu tristețe, nu cu enfază, și care știu să răspundă veșnica lor pomenire la binecuvântările care se citesc. Uitați-vă pe rânduială, nu este nimic complicat, dar momentul este cu desăvârșire înălțător și eu cred că dacă nu vă vor da lacrimi, cu siguranță inima se va umple de bucurie. Este bucuria care vine din mărturisirea dreptei credințe. Această mărturisire a dreptei credințe nu este lepădare a cuiva, nu este ură față de cineva, nu este dispreț față de cei care nu sunt ortodoxi, ci este pur și simplu recunoașterea îndurerată a unei realități. Că nu, credința noastră nu poate să fie în multe feluri, ci este numai într-un fel și că nu avem decât o singură învățătură, care este învățătura Sfinților Părinți, pe care a ținut-o o singură biserică, pentru că nu este decât o singură biserică, Biserica Ortodoxă, din care, slavă Domnului, facem parte, ai cărei fii, slavă Domnului, suntem. Acum, m-am gândit să vă zic în 1, 2, 3, 4 puncte ce cred eu că se pierde sau s-a pierdut prin necitirea acestui sinodicon al Ortodoxiei. Ce am pierdut eu în cei 20 de ani de preoție în care nu l-am citit? Și ce cred că aș pierde în continuare, sau ce cred că pierd și toți ceilalți frați, toți ceilalți părinți care nu-l citesc la această duminică numită a Ortodoxiei. Această duminică, iubiților, începe să fie numită mai degrabă Duminica Fondului Central Misionar decât Duminica Sinodiconului sau Duminica Ortodoxiei. Da? Și este un lucru foarte trist. Asta e o paranteză. Noi cum facem în parohia noastră? Păi, la cazanie se citește pastorala care este trimisă de Sfântul Sinod, în care se îndeamnă la colecta pentru Fondul Central Misional, care se și face foarte bine, absolut. Și la sfârșit se predică
Și în cazul nostru se citește sinodicul 1, deci cum vă spuneam. Asta a fost o paranteză cumva răutăcioasă din partea mea. Deci este păcat că această duminică începe să fie mai degrabă duminica Fondului Central Misionar decât duminica Ortodoxiei, adică a citirii sinodiconului, adică a amintirii caracterului nostru de mărturisitori, de păstrători, de moștenitori ai Ortodoxiei prin citirea sinodiconului. Ce se pierde prin necitirea sinodicului? Se pierde ideea că toată istoria bisericii este o istorie de efort pentru puritatea credinței, nu? Uitați-vă, nu există secol din cele 20 ale bisericii, dar nu există deceniu în care biserica să nu fi luptat pentru puritatea ortodoxiei. De la început până la sfârșit. Înșiși apostolii au avut nelămuriri între ei. Aduceți-vă aminte că era tabăra celor care credeau că cei care vin în biserică trebuie să se taie împrejur și tabăra celor a universaliștilor din care cea condusă de Pavel, care spunea că nu, 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 cei tăiați împrejur, rămân tăiați împrejur, iar cei care se alătură bisericii nu trebuie să se taie împrejur neapărat, că nu este deloc o condiție. Iată un exemplu. Și fac trimitere, bineînțeles, la primul sinod al bisericii, că la sinodul apostolic. Dacă mi-aduc aminte, undeva în jurul datei de 55 a erei noastre. Ăsta a fost un exemplu. Deci, toată istoria bisericii este o istorie de luptă pentru puritatea credinței. Au fost învățături date la o parte, au fost oameni dați la o parte, au fost curente filozofice date la o parte și așa mai departe. Și totul a fost cu o amănunțime trecut în scris și păstrat de biserică. Și noi acum nu mai dăm nici două cepe de gerate pe tot ce au trecut și fixat Sfinții Părinți. Și ne permitem să nu le mai citim sau să le trecem la capitolul și alt. Apoi, un al doilea aspect. Se pierde simțul pentru finețea mișcărilor pe care în plan teologic le-a făcut biserica. Adică, atunci când vezi cum a luptat cu arianismul, de pildă, cum a luptat cu monofizismul, cum a luptat cu monotelismul, de pildă, am dat doar câteva exemple, sau cum a fost luptat pentru ortodoxie, de pildă, sau cum s-a poziționat față de scrierile lui Origen, de pildă, adică față de neoplatonism. Nu poți să nu sesizezi priceperea cu care Duhul Sfânt i-a călăuzit pe Sfinții Părinți ai Bisericii, nu? Ca să penduleze, să navigheze, să meargă printre toate aceste capcane puse de filozofia lumii acesteia și de filozofia drăcească până la urmă în calea dreptei credințești. Vă să zic că dacă nu ne aducem aminte de tot acest parcurs extraordinar pe care biserica, adică comunitatea credincioșilor călăuzită de Duhul Sfânt, le-a făcut pe parcursul istoriei, între toate capcanele puse, cum vă spuneam, de mundan și de demonic, în calea trăirii în adevăr, ei bine, se pierde simțul acesta pentru finețea mișcărilor și consecința este, bineînțeles, o handicapare a noastră, o handicapare a noastră și în ceea ce privește conștientizarea trecutului și, foarte grav, în ceea ce privește capcanele pe care în continuare, bineînțeles, viitorul le pune în calea noastră și în calea generațiilor noastre. Așa se face că, va să zică, se uită șirul ereziilor. Se uită șirul ereziilor. Oamenii nu mai știu. Nu mai știu preoții, nu mai știu credincioșii. Cum s-au certat, cum vă spuneam, cum s-au certat oamenii acelor generații pentru propoziții ca de genul dacă Iisus Hristos a fost născut sau nenăscut, dacă este și om adevărat și Dumnezeu adevărat, dacă e născut din veci din Tatăl, dacă a fost un timp în care Fiul nu era și așa mai departe. Dumneavoastră le știți pe toate acestea, pentru că le-ați învățat la școală. Ei bine, începem să le uităm noi, preoții, și din păcate, nu numai că încep să le uite credincioși, credincioșii nici nu le știu. Așa că se ajunge la o adormire a conștiinței dogmatice. În cazul celor care au avut cândva o conștiință dogmatică, adică o conștiință a nucleului, a existenței nucleului tare al învățăturii, e bine, în cazul acestora se ajunge la adormirea, adică la pierderea conștiinței dogmatice. Iar în cazul celor care sunt mai simpli, mai necitiți, mai neșcoliți, se ajunge la neexistența, la inexistența vreodată a acestei conștiințe dogmatice, care este foarte importantă. Pentru că nu trăim la întâmplare, trebuie să știm cui ne închinăm
Și de ce ne închinăm? Acum, nu suntem toți doctori în teologie, este evident, da? Dar totuși, eu cred că un minim, și anume acel minim al catehezei, trebuie să-l avem toți. Va să zic că se uită șirul ereziilor, oamenii nu mai știu ce înseamnă, nu mai știm noi, preoții, ce înseamnă monotelism, ce înseamnă monofizism, nu mai știm dacă armenii, de pildă, sunt sau nu ortodoxi, unii spun că sunt, alții spun că nu sunt, putem intra în comuniune euharistică cu ei sau nu, unii spun că da, alții spun că nu, iată, v-am dat doar un exemplu. Se întâmplă lucruri grave, da? Lucruri grave. Pur și simplu pentru că pierdem contactul, uităm ce am învățat, pierdem contactul dacă am învățat bine în școală, ceea ce începe să fie din ce în ce mai rar. Începem să uităm, începem să pierdem contactul cu nucleul tare al învățăturii și nu mai știm cine suntem, adică ce învățătură ne definește pe noi. Lucru care este foarte important, pentru că mântuirea noastră nu se face la întâmplare. Se bazează pe o știință a ceea ce facem. Păi, odată ce se petrece această adormire a conștiinței dogmatice, apare deja posibilitatea înrădăcinării în noi altor boli. Și mă refer în mod direct, în mod clar, la boala ecumenismului contemporan și la boala transumanismului care ne încearcă pe toți. Încearcă toată lumea în care trăim și care, pentru generațiile care vor veni, va fi o ispită devastatoare, o capcană mortală, de adevărat. Următoarele mari canoane, următoarele mari hotărâri pe care le va da biserica în generațiile viitoare, dacă Dumnezeu va mai ține lumea, vor avea în centrul atenției transumanismul, care deja își arată colții, pur și simplu. Ne dăm seama la ce ispite teribile, la ce capcane teribile vor fi supuși credincioșii, căror provocări extraordinare va trebui să dea în scris răspuns biserica. Ori, dacă noi cădem în această relativizare adusă de ecumenismul contemporan, dacă noi începem să uităm, să ne uităm istoria, dacă începem să ne uităm credința, dacă începem să o spun pentru a treia oară, dacă începem să uităm nucleul tare al învățăturii, toate aceste provocări care vin, mă refer în special la provocarea transumanismului, adică să trăim veșnic, să ne unim cu mașina, să ne unim cu roboții, să construim paradisul terestru și să nu mai avem nevoie de o împărăție a cerurilor de care ne putem permite să uităm, și să nu mai trebuiască să înțelegem necesitatea faptului de a muri și să nu mai trebuiască să ne punem problema păcatului. Iată, am rezumat cât de mult am putut. E problema transumanistă. E bine, în fața acestor provocări aduse de transumanism, credincioșii noștri se vor pierde. Și toată această pierdere se datorează faptului că astăzi cădem în capcana relativizării ecumeniste care spune că stai puțin, că nu este chiar așa, că nu există o singură biserică. Există mai multe biserici. O spunea George Florosky, de pildă, da? Care a murit undeva până anii 60, dacă nu greșesc, ai secolului trecut. Nu există numai biserica asta canonică. Există așa o biserică mai largă, așa, care îi cuprinde pe toți. Și încă nu există biserica adevărată. Adică biserica ortodoxă nu este biserica adevărată. Și cândva, când se vor uni toți, atunci se va face biserica. Asta este erezia ereziilor. E bine, dacă noi suntem de acord cu asta, să mă iertați că o spun așa, mucalit, punem botul la această prostie imensă, nu numai că ne pierdem noi acum ortodoxia, adică mântuirea, dar pricinuim și necazul celor care vin după noi, adică pricinuim și o pierdere pentru oamenii aceia, pricinuim provocăm o slăbire, o slăbiciune pentru generațiile care vine și așa slăbiți de ceea ce le transmitem noi, așa slăbiți fiind de ceea ce le transmitem noi, ei nu vor mai putea rezista capcanelor acelor de care vă ziceam. Și în sfârșit, mi-am notat eu aici așa, pregătindu-mă un pic, prin uitarea listei ereziilor, adică prin simpla necitire a sinodiconului, se pierde comuniunea cu sfinții părinți mărturisitori ai Ortodoxiei. Trebuie să știi pentru ce a luptat Sfântul Vasile cel Mare, da? Care este importanța tratatului lui despre Duhul Sfânt, de pildă, în sinodul contextului doecumenic. Sau... Trebuie să știi ce aport a avut Sfântul Grigorie din Nazian, nu? La sinodul doecumenic din nou, sau eu știu, și așa mai departe. Trebuie să știi
cât de mult a contat Chiril al Alexandriei pentru sinodul trei ecumenii, zic așa, și așa mai departe. Sunt foarte importante lucrurile acestea. Care a fost rolul maxim mărturisitorului? Că au fost ani în care Ortodoxia a stat într-un om, în maxim mărturisitor. Sau cât de important este Sfântul Fotie cel Mare, da? la sfârșitul primului mileniu, în lupta cu pretențiile Romei. Ereticii de astăzi, cei mai mari și mai periculoși, ar putea spune, prin tot ceea ce reprezintă ei. Sau cât de important este Sfântul Grigorie Palama în secolul XIV. Da? Sau cât de important este Sfântul Marcu al Efesului sau Marcu Eugenicul, nu la celebru sinod de la Ferrara și de la Florența, în secolul XV. Și cât de important este sinodul care l-a reabilitat pe Grigorie Palama și palamismul. Unii îl consideră sinod ecumenic. Deci, dacă ție nu-ți mai pasă de lucrurile acestea, de care nu mai vrei să mai știi, care nu te mai interesează și pe care nu le mai citești, despre care nu mai vorbești credincioșilor, tu ieși din comuniunea cu acești părinți mărturisitori ai Ortodoxiei. Acum, dacă nu ești în comuniune cu Sfântul Vasile cel Mare, cu Sfântul Grigorie din Nazian, cu Sfântul Maxim Mărturisitorul, îi iau o necronologie, cu Sfântul Fotie cel Mare, îl pomenești pe Sfântul Simeon Noul Teolog, și nu ești în comuniune cu Sfântul Grigorie Palama, dacă nu ești în comuniune cu Sfântul Marco al Efesului, sau nu ești în comuniune cu Sfinții Mărturisitori pentru Ortodoxie din secolul XVIII din Transilvanie, dacă nu ești în comuniune cu ăștia care au apărat Ortodoxia, cu cine vrei să fii în Ortodoxie? Cu aia de la Bosei? Nu? Cu aia de la Institutul Ecumenic? Cu cine? Eu cred că dacă ieșim din comuniunea cu acești părinți, ne pierdem mântuirea, fraților. Hai să facem altceva. Am zis, da? Se iese din Duhul Bisericii. Cine iese din Duhul Bisericii? Iese din Dumnezeu, iese din mântuire, ca să zic așa. Întoarce spatele dragostei lui Dumnezeu. Acum, de ce vă trimit aceste... Ca să vă spun că eu să citesc, ca să vă dăm și să vă îndemn și pe sfințiile voastre să-l citiți. Și ca să vă încurajez atâta cât pot eu, ca cel mai nepriceput, cel mai neînsemnat, cel mai ultimul dintre toți, să vă îndemn să țineți aproape de Ortodoxie, dar să nu uităm că suntem ortodoxi, să nu credem în minciunile ecumeniste și să nu credem că faptul de a conviețui, de a trăi lângă alții care nu sunt ortodoxi, cu care nu suntem în conflict, pe care nu îi urâm, ci din contră, pe care îi iubim și pentru care ne rugăm, ne împiedică pe noi de la mărturisirea adevăratei credinței. Deci noi putem să avem prieteni catolici, și eu am, sau cunoscuți, da? Suntem în relații cu ei, sau cu neoprotestanți, sau cu protestanți, ne ajutăm unii pe alții, foarte bine că facem asta. Când se poate, în plan ideologic, în sensul de în plan politic, în planul activismului social, facem corp comun și activăm, protestăm, activăm, eu știu, în mișcări pro-vita, în mișcări anti-transumaniste și așa mai departe, da? În ideea păstrării libertăților religioase, în ideea păstrării libertăților omului și așa mai departe. Putem să facem front comun cu ei în acolo unde ne dăm seama că se poate face și că este folositor. Însă de la asta și până la spune că până la urmă nu mai contează cine este ortodox și cine nu este ortodox, că până la urmă lasă că Dumnezeu ne primește oricum am fi și că nu e așa, nu se cuvine să supărăm pe cineva spunând că noi suntem ortodoxi, că numai noi avem adevărata credință și numai una singură este Biserica lui Hristos și aceasta este Biserica Ortodoxă. Este distanță mare și să nu parcurgem această distanță, da? să nu ajungem acolo. Deci putem rămâne în pace și în conviețuire, în colaborare chiar, cum vă spuneam, în plan politic, în planul activismului social, cu toți, cu cei care sunt catolici, protestanți, neoprotestanți sau care chiar sunt din alte religii. Însă una e una, alta e alta. Adică cu dragoste, se poate spune aceasta, nu te supăra frate, dar noi credem că una singură este învățătura mântuitoare, aceea este cea ortodoxă, una singură este Biserica lui Hristos, aceea este Biserica Ortodoxă. Și îți vreau binele și te chem la Ortodoxie. Cam asta. Acum mai este mult până acolo, bineînțeles. Avem drum lung de parcurs și eu zic să începem drumul acesta
citind în fiecare an sinodiconul Ortodoxiei și având grijă să nu cădem în grozava capcană a relativismului ecumenist de astăzi. Pentru că asta ne va scoate pe noi din duhul bisericii și îi va vulnerabiliza, ăsta era cuvântul pe care îl căutam, îi va vulnerabiliza și pe cei care vin după noi, care așa debilitați, slăbiți, ieșind din noi, din nemărturisirea noastră, nu vor mai avea putere să reziste marilor capcane care vin. Că noi știm de la Hristos că vin lucruri teribile. Dumnezeu să ne ajute să trecem peste toate acestea cu bine, fraților. Iertați, iertați, iertați. Vă îmbrățișez.